În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Amin. N-am să întreb pe nimeni dacă am avut momente grele în viață. Momentele grele în viață, situații fără ieșire, le-am avut toți. Și la unii astfel de momente au devenit foarte lungi. La unul o săptămână, la altul o lună, la alții poate chiar ani de zile. Avem impresia că toate visurile ți se spulberă. Te-ai gândit la ceva, te-ai proiectat spre ceva, ai vrut să realizezi ceva și parcă numai peste bolovan de pietre dai. Avem impresia că parcă ni se termină viața. Ești în floarea vârstei, ai făcut o familie frumoasă și imediat se pare că totul dispare. Am avut mulți dintre noi și poate că încă mai avem situații când suntem gata să lăsăm brațele jos, să abandonăm. Nu mai pot. De noi mult auzim și în societatea în care trăim. Multă lume își curmă zilele. Își pune capăt zilelor, nu mai face față, nu mai știu ce să fac. Mi-am pus speranța într-un om, în soț, în soție sau în copii. Vedem că ajungem la un moment dat când copiii devin copiii, proprii noștri copii care am crescut la sân, devin incontrolabili. Nu mai știi cum să faci că care ți-a spus soția ta, care ți-a spus toată viața că nu poate trăi fără tine, te lasă. Avem atât de grele momente că ni se pare că ce să facem, cum să facem. Se întoarce băieții sau cu cine lucrezi, se întorc spatele. Ți-ai pus speranța în cineva, ai împrumutat o sumedenie de bani cuiva și zice, am să-ți dau într-o zi. Și au trecut ani. Din propria ta familie te mint. Sunt situații atât de complicate în viață că ceea ce citim prin reviste sau jurnale pare floare la ureche. De ce? Pentru că trăiesc eu necazul, nu altul. Avem situații atât de complicate când ni se spulberă absolut orice speranță. Gândiți-vă la cele femei mironosițe care spuneau, oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Sute de tone, noi trei sau patru femei neputincioase, firave, cine o să ne dea nouă piatra într-o parte? Dar continuau să meargă. Astfel de pietre mari, mulți avem noi în fața noastră, multe pietre. Unele mai mici, altele mai mari și nu ne imaginăm cum să scăpăm, cum să le ocolim, cum să trec peste. Numai Domnul Iisus, dragii mei frați și surori, poate să dăie piatra într-o parte. Numai Domnul Iisus, la El este orice speranța noastră și niciodată nu trebuie să lăsăm brațele jos. Că numai El este Cel care poate să dăie piatra de la ușa mormântului ca tu să devii iarăși un om viu. Să ieși din mormântul în care ai stat o perioadă, poate o lună, poate un an, poate chiar ani de zile, ca înapoi să înviezi. În Evanghelia pe care am auzit-o astăzi, este Duminica lui Zaheu, Evanghelia lui Zaheu. Zaheu a fost, dumneavoastră știți, un om bun. Bun, dar nu pentru poporul lui, pentru alții, pentru romani. Romanii țineau egemonia, ei țineau țara Palestinei. Și deși era mic de statură, era un om care avea ambiții. El nu era doar mic de statură, era foarte mic. Foarte mic, dar pentru că avea ambiții, a reușit să ajungă pe scara ierarhică și socială foarte sus. A ajuns nu numai să lucreze la impozite, ci să ajungă un director general la casa de impozite publice. Toată lumea, inclusiv cei care strângeau impozite, strângeau și pentru el. Era un om care am putea, și cuvântul de astăzi am putea să-l intitulez între obstacole, între obstacole și ceea ce Dumnezeu poate să binecuvinteze. Alungat de toți, pentru că poporul lui, el nu avea o imagine bună. Nu-l iubeau din propria lui familie. Însă el apărea pe primele pagini, aș putea spune în vocabular de nostru, la Forbes. Era un om foarte bogat, dar mic de statură, a putut să câștige o bogăție colosală.
Ei bine, printre această ambiție a lui că a devenit social vorbind foarte sus și când a auzit că s-apropie Iisus de satul lui, el n-a rămas retras, n-a rămas într-o parte. A spus că merg și eu să-l vreau, să-l văd, pentru că tot ceea ce avea, tot ceea ce poseda, nu îl împlinea. Purta haine scumpe, dar în interior era gol. În interior purta o căutare, căuta ceva. Și această căutare a spus că merg și eu să-l văd pe Iisus. Când a ajuns acolo, a văzut că și-a dat seama că nu poate să-l vadă. În jurul lui erau foarte mulți oameni înalți, spătoși. Întotdeauna când vrei să faci ceva și lucrul acela ceva are valoare, vor fi mai mulți care vor merge și ei acolo. Și pe tine tot te vor împinge cu coatele, cu umerii, până la urmă și te vor călca. Pentru aceeași cauză bună. De aia, mulți nu mai încap în biserici. Nu mai încăpem mulți în biserici pentru că nu încăpem de cineva. Nu încăpem de altul. Poate nu încăpem nici de preot. Poate nu încăpem de cel care cântă în strană, de cei care se ocupă de copii, că tot îmi dau cu cotul, tot mă las în spate. Și eu nu reușesc să-L văd pe Iisus. Mulți au abandonat și biserica, mulți au abandonat și credința. Că mă duc acolo și numai cu Iisus nu mă întâlnesc. Văd spatele la multă lume și cu Iisus nu reușesc să-L văd. E bine, acest micuț om, Zaheu, a anticipat ceva. Zice, a alergat înainte. El nu s-a descurajat, n-a lăsat brațele jos. Am putea să mai numim predica de astăzi fără scuze. Pentru că el ar fi putut să găsească foarte multe scuze. Dar a spus că eu nu mă opresc aici. Zice, a alergat înainte, a anticipat. Avea gândul ăsta, nu, eu nu vreau să-L văd pe Iisus acum. Pentru mine e important, nu imediatul. Pentru mine este important întâlnirea și atât. Chiar dacă va fi peste 20 de minute, peste 2 ceasuri, peste 10 zile, pentru mine e important să mă întâlnesc cu El. Și a alergat înainte, s-a suit într-un copac. Hristos, trecând pe acolo, l-a văzut și i-a adresat cuvântul. Știți, omul cât n-ar fi de inteligent, prin căutările lui, prin ceea ce posedă, prin ceea ce face, prin realizările lui, că nouă bărbaților ne place să realizăm. Și cineva să ne vadă că am făcut asta. Și cineva să spună că, într-adevăr, tu ai reușit asta. Asta e ADN-ul unui bărbat. El a făcut. Zaheu a reușit să-și agonisească bogății frumoase. S-a urcat într-un copac, că așa a calculat el, cam pe acolo ar trece Iisus. Pe acolo a trecut Iisus și s-a întâlnit. Dar la un moment dat, Domnul îi spune, Zaheu, coboară. Coboară-te. Adică tu ai făcut școli, tu ți-ai făcut casă, ți-ai făcut mase, tu ai o familie frumoasă, cobori. Dacă vrei să te întâlnești cu mine, trebuie să cobori. Nu-i suficient doar să mă vezi. Dumnezeu, El nu aștepta decât să-L vadă pe Iisus. Dumnezeu i-a dat ceva mai mult ca atât. Zice, astăzi vreau, trebuie să rămân în casa ta. Aici e lucru frumos. Ca concluzie aș vrea să spun asta. Nu a spus că poate voi intra în casa ta. Trebuie să rămân în casa ta. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Aici, dacă am face un tablou, dacă v-aș arăta aici un tablou sau o icoană, am vedea câteva personaje. În primul rând pe Domnul Iisus. Apoi mulțimea. 2, 3, copacul și a patrulea Zaheu cocoțat sus pe copac. Și știți ce e grav? Fiecare va vedea ceea ce vrea. Unii se vor uita doar la copac și va spune ce formă are. E bizară. Alții îl vor vedea și vor râde de Zaheu cocoțat sus. Alții vor vedea mulțimea, că sunt mai mulți. Și știți ceva? Puțini îl vor vedea pe Iisus. Mă întreb, pregătindu-mă pentru predica de astăzi, și dacă s-ar fi urcat Hristos pe copac? Sus la Zaheu. Ce am fi făcut noi? Am fi tăiat totul bucățele ca să purtăm copacul în sân.
ca să purtăm copacul pe la icoanele noastre, să-l purtăm prin buzunare, să-l purtăm la crucile noastre și puțin l-ar căuta pe Iisus. Unde s-a așezat Iisus, pe un scaun sau pe o piatră? Noi mergem să sărutăm toate scaunele și toate pietrele din Palestina. Și venim de acolo fără El. Fără El. Pupăm toate pietrele, toate icoanele, ne închinăm la toți sfinții din lume. Și pe Hristos nu-L vedem. Asta e drama noastră. Asta e drama noastră, că citim atât de frumoase acatiste la toți sfinții. Și Biblia nu. Biblia, unde Dumnezeu îți spune un cuvânt direct astăzi, pentru tine, pentru familia ta, pentru soția ta, pentru pruncii tăi. Asta nu o facem. Asta e grav. Asta e grav. Ne pictăm bisericile frumoase și ne place să intrăm în biserici pictate cu sgrafito, cu icoane frumoase, aurite. Și unde e Hristos? Unde e Hristos? Pentru că de aici trebuie să pleci cu El. Hristos spune, astăzi vreau să intru în casa ta. Nu știu cum ai lăsat casa venind dimineața la biserică. Poate au rămas cioburi de sticle sparte, pentru că ieri ai făcut chef cu cineva. Poate au rămas sticle de bere pe undeva pe sub masă. Dumnezeu spune, eu vreau să merg în casa ta, indiferent cum ești, indiferent cum ți-ai trecut săptămâna, anul sau viața, eu azi vreau să merg în casa ta. Și acolo se produce ceva. Pentru că când te întâlnești cu Hristos, se întâmplă ceva. Eu știu că noi mulți trăim cu trecutul și spunem, vai, mi-aduc aminte cum mama cocea cozonac de Crăciun. Eu astăzi vreau să vă spun, programați-vă și trăiți cu viitorul ce vor face copiii dumneavoastră de Crăciun. Cu cine se vor întâlni? Pe cine vor vedea la Crăciun? Pe bunica, cum făcea cozonac? Sau că el trebuie să întâlnească cu Hristos? Aici e drama noastră, ca să nu vedem atâtea pietre, copaci frumoși și mulțimi, ci să-L căutăm pe Iisus. Zacheul căuta pe Domnul, el căuta să-L vadă, el căuta să întâlnească, poate nu neapărat să întâlnească, măcar să-L vadă. Și Dumnezeu i-a dat cu mult mai mult. Aș vrea ca astăzi să spunem, Doamne, Tu ai mers în casa lui Zacheu, vreau să vii și în casa mea. Cineva crede, cineva nu crede. Cineva te iubește mult, cineva nu te iubește deloc. Cineva îți închide ușa în nas, cineva îți cântă cântări. Vină și în casa mea. Atâta lume trăiește cu fărâmiturile credinței. Atâta lume trăiește în frigul credinței. Au abandonat credința. De ce? Pentru că căutăm altceva decât pe Hristos. Știți ce zice Domnul Iisus fariseilor? Îi învinuiește și strigă la ei, zice, voi strecurați țânțarul și înghițiți cămilă. Vă luați după lucruri mici, neînsemnate. Și ceea ce este mai important, lăsați. Ceea ce este mai important, dragii mei, este întâlnirea cu Iisus. Celelalte dispar. Atunci când te întâlnești cu omul, cu omul pe care îl iubești, cu omul care te iubește, atunci celelalte devin lucruri mici. Nu mai ai de ce să-i spui că n-ai pus mătura bine, că au căzut, că a luat, că nu te-ai îmbrăcat, că nu te-ai dezbrăcat. De ce? Pentru că te-ai întâlnit cu cel sau cu cea pe care o iubești. Aici contează. Dar când nu iubești, când ne săturăm unul de altul, atunci îi faci o sumedenie de remarci. Că ești groasă, că ești subțire, că ai venit, că n-ai venit, că te-ai dus. Atunci toate se leagă. Și îi aduce aminte... Și de ce aici nu s-a întâmplat niciodată? Pentru că nu-ți mai pasă. Sau vrei să-i faci un rău? Vreau ca rugăciunile de astăzi, ca Evanghelia de astăzi, ca cuvântul nostru de astăzi, să nu fie de la mine, ci să fie de la Dumnezeu. De la Dumnezeu care vorbește prin mine să ne trezească la ceea ce este important. Nu la lucrurile mici. Nu la cele neînsemnate. Că atunci când te unești cu sufletul tău, cu sufletul tău, de iubitul tău, Domn Iisus Hristos, celelalte devin mici. Celelalte devin mici. Aici eu am să mă opresc. Și am să lăsăm pe Hristos să vorbească El mai departe. Prin rugăciunile, prin cântările, prin cei ce vom auzi astăzi, cei ce vom cânta, ne vom închina astăzi, ca El să ne pună pe inimă cei ce avem nevoie. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.